doar că sunt oficial părinți. Dominic a fost adus pe lume luni dimineața, 6 aprilie, în mare secret. Simina și Alex Zanuag au devenit părinții unui băiețel sănătos. Ei sunt în culmea fericirii, chiar dacă nu pot fi unul lângă celălalt fizic. Fratele lui Alex, George, a postat un videoclip pe contul său de Instagram, în care se poate observa conversația video din cei doi proaspăți părinți. Aflată în spital, dar cu băiețelul de partea ei, Simina pare mai fericită decât niciodată. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei urmează să fie externată mâine, iar ei se vor putea bucura de minunea din viața lor împreună. Simina de la Puterea Dragostei a născut în mare secret. Suntem foarte fericiți. Avem un băiețel minunat. Declarații exclusive. Simina și Alex Zanuag pot spune cu mâna pe inimă că au întâlnit iubirea adevărată la Puterea Dragostei și, acum, o trăiesc și dincolo de show-ul amoros. Cei doi s-au căsătorit civil în ianuarie, iar, de puțin timp, au devenit și părinții unui băiețel superb. Frumoasa brunetă l-a dus pe lume pe Dominic, luni dimineața, în mare secret. Iar medicii i-au acordat micuțului la naștere nota maximă. Simina este bine, a făcut cezariană și nu a existat nici cea mai mică problemă. Este îngrijită foarte bine la spital și, chiar dacă nu pot fi lângă ea fizic, întrucât îmi este interzis acest lucru din cauza pandemiei de coronavirus, am trăit cu aceleași emoții. M-am simțit de parcă aș fi fost în sală și am ținut-o de mână. Bebelușul este și el sănătos. A avut la naștere 3,820 kg. Ce să vă mai spun, suntem foarte fericiți, poate cei mai fericiți oameni din lume, a declarat proaspătul tătic, în exclusivitate, pentru VovBiz. Alex Zanuag a vorbit despre felul în care au decurs lucrurile cu Simina în sala de operații. Simina a ajuns la spital în cursul dimineții de luni, 6 aprilie, i s-au mai făcut o serie de investigații necesare, apoi a fost introdusă în sala de operații. Cea mai grea a fost așteptarea. Nu mai aveam răbdare, voiam să știu tot ce se întâmplă la spital. Am avut însă încredere în medicul Siminei, fiindcă este un adevărat profesionist. Am ales și un spital de stat, fiindcă atât eu, cât și soția mea, am considerat că așa este cel mai bine și cel mai sigur. Și uite, că am avut dreptate. Doctorul a făcut posibil ca minunea din viața mea să se producă, să am un băiețel sănătos și o soție pe mâini bune, a mai comentat Alex Zanuag pentru VovBiz.